Bună ziua! Bine ați venit la prima ediție a Festivalului Iubitorilor de Câini, eveniment integrat în seria manifestărilor dedicate Zilelor Municipiului Roman, organizat de Primăria Municipiului Roman, în parteneriat cu Asociația Rareș Marian. De ce acest festival? Pentru că aceste ființe merită tot respectul nostru. Pentru că aceste ființe își dau viața pentru noi, fără să ceară în schimb decât iubire. Pentru că aceste ființe ne dăruiesc zilnic o lecție de viață. Pentru că era timpul să ne arătăm și noi recunoștința existenței lor în viața noastră. Înainte de a începe cu activitățile noastre de astăzi, îl invit alături de noi pe domnul primar Leonardo Achiriloaei, primarul municipiului Roman, să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Vă salut cu dragi romașcani și sunt extrem de bucuros că iată putem avea în municipiul nostru primul festival dedicat câinilor. Aceste animale care sunt mereu în sprijinul nostru și care ne încântă viața. Îi felicit pe organizatori, mă bucur că am putut să-i sprijinim pentru organizarea în bune condiții anul acesta la prima ediție și sunt convins că acest festival va avea loc de acum cu regularitate, iar noi ne vom putea bucura de, un eveniment deosebit. Vă felicit, vă urez la mulți ani, sănătate și să ne vedem cu bine sănătoși. Îi mulțumim, domnului primar, pentru cuvintele frumoase și pentru că alături de noi îl avem și pe domnul Vladislav Cociu, primarul orașului Ștefan Vodă, înfrățit cu municipiul Roman. Îl rog și pe dumnealui să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc mult, ultimații noștri romașcani, onorata prezență. Vreau să vă salut în această frumoasă zi și să vă felicit cu săptămâna municipiului Roman, cu acest festival a câinilor extraordinar și suntem o delegație din Republica Moldova, orașul Ștefan Vodă, care se află la 80 de kilometri de orașul Odessa, acolo unde sună arme de foc acum sunt, și suntem foarte mulți, o delegație de consilieri din executivul primăriei și suntem cu echipă de muzicieni de performanță și de seară vom oferi un cadou din partea noastră, o muzică extraordinară și interpretată de o fanfară din Ștefan Vodă. Dar vreau să vă comunic că suntem înfrățiți din 2014 și această înfrățire între orașele noastre este grație acestor oameni frumoși, în special domnului ex-primar deputat în Parlamentul acum României, domnului Laurențiu, pe care îl cunoașteți foarte mult, Laureanu, și am constatat un lucru. Aveți un oraș cu oameni foarte frumoși și cu un primar extraordinar. Pe această cale vreau să vă mulțumesc, să vă felicit încă o dată și să vă doresc tuturor să vă simțiți bine. Într-un ceas bun! Mulțumim pentru cuvintele frumoase și pentru vizita în municipiul Roman. De asemenea, alături de noi îl avem pe domnul Laurențiu Leureanu, deputat PNL de Neamț, pe care îl invit să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc, Alexandra, să rămână bună ziua. Mă bucur să ne reîntâlnim și la o altfel de activitate. O activitate care a fost gândită cu ceva timp în urmă, trebuie să-l menționăm aici și pe inițiatorul, cel care a gândit din punct de vedere logistic, din punct de vedere al desfășurării acestei activități, comandorul activităților pe planul acesta animalelor inteligente, fidele, de multe ori chiar mai fidele și mai de caracter decât oamenii.
și Ionuț Huț și îi mulțumesc pentru dăruire, pentru pasiune, pentru implicare și pentru munca extraordinară pe care o faci. Merită aplauze mai mult decât eu. Și pentru că aceasta este prima ediție, sigur că va începe într-un T0 și V0 care va dobândi la un moment dat o viteză și o perfecțiune, pentru că în anii care urmează această activitate va continua, ne dorim să se perfecționeze, poate și cu vizite și cu expoziții și altor organizații din alte orașe. Eu recunosc că sunt un iubitor de câini, bunicii mei au avut totdeauna câini acasă, părinții mei și acum și eu am un ciobănesc german, de fapt toată viața am avut numai ciobănesc germani, că și soții mei îi plac foarte mult și suntem îndrăgostiți, dar orice câine e frumos prin aspectul fizic, dar mai ales prin inteligență, prin caracter, prin fidelitate și prin faptul că acest animal ne este mereu alături și devine de foarte multe ori ca și un membru al familiei. Vă urez o zi frumoasă, la mulți ani de zilele municipiului Roman, să fiți sănătoși și fericiți în pace. Doamne ajută tuturor! Mulțumim de asemenea pentru cuvintele frumoase și înainte de a începe prima manifestare din cadrul acestui eveniment, trebuie să menționez faptul că în stânga mea există un punct de prim ajutor pentru orice eventualitate. Să sperăm că nu vor fi momente neplăcute, dar trebuie să știți și despre acest lucru. De asemenea, mulțumiri sponsorilor Purina Proplan, Termoplast, Marcel, Roman Value Center, Animax, Polaris, Activ Cont, Pizza 21, Cofetăria Tosca, Pavel Sorin, Dascălu Marius, Pizza Teo. Mulțumiri partenerilor Cabinet Veterinar Adi Bura, Cabinet Veterinar Leo Farm, Cabinet Veterinar Dubivet, SC Mitras. Aș vrea înainte să-l invit alături de mine pe domnul Ionuț Huci să mai spun ceva. Rugăm părinții să acorde o atenție deosebită copiilor, de asemenea deținătorilor de câini, în așa fel încât să nu existe incidente între câini și copii sau între câini. Așa cum am menționat, l-am alături de mine pe Ionuț Huci de la Asociația Rareș-Marian, inițiatorul acestui eveniment, și aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre evenimentul de astăzi, de unde această inițiativă. În primul rând, bună ziua și vă mulțumesc că ați venit la, cum spunea domnul Leoreanu, la punctul T0 și în momentul când vom avea a 5-a, a 10-a ediție și poate la nivel național, să vă aduceți dumneavoastră aminte cum o să aducem și noi toți ceilalți care ne-am chinuit să organizăm, să vă aduceți aminte că ați fost la prima ediție, pentru că noi nu avem din gând să ne oprim, ceea ce o să vedeți astăzi este undeva la 5% din tot ce am gândit noi că ar fi putut să facem, dar toate se fac cu pași mici ca să ajungem undeva departe. Deci cum am ajuns la această idee? Pur și simplu după pandemia care a fost, am gândit eu că cei care vor fi primi într-un anumit domeniu vor face primul pas, după ce se va ieși de acolo, vor avea ceva în plus. Și am gândit că Roma nu prea are multe muzee, nu prea are un stadion de 20-50.000 de locuri ca să facem, cum este la Cluj, concertul ăla. Ce am putea să facem noi ca să încercăm să fim primi în ceva, în ceva care cel puțin eu ocup de 22 de ani. Și am ajuns la această idee. Ideea de a combina plăcerea stăpânilor de câini, de a aduce niște doctori veterinari care au meseria lor și își prezintă ceea ce știu ei și veți vedea pe ringul 2 demonstrații a unor dresori cu câinii lor, dresori profesioniști care au dus dresajul la un alt nivel de perfecțiune, pentru că atunci când te implici mai mult, atunci când oferi iubire cățelului, deja poți ajunge mult mai departe. Încă o chestie, o latură socială acestui festival.
care ar putea, eu sper, la un moment dat să depășească însuși existența festivalului, este faptul că noi vrem să inițiem legea câinilor ghid. Este următorul eveniment care în momentul ăsta o să urmeze, o să debuteze și o să vă explicăm acolo exact ce am gândit noi și de ce în România credem noi că ar trebui să fie o astfel de lege, astfel încât să ajutăm persoanele cu dizabilități. Pentru că iubim câinii, pentru că ne plac câinii, pentru că ne plac ce fac câinii, chiar dacă nu avem câini acasă, o să vedeți în demonstrații, de asta am venit aici, de asta ne-am adunat și sper să fiți încântați de tot ce o să se întâmple. Soarele l-am programat și pe el, după cum vedeți, poate vă deranjează pe unii că e prea tare, dar undeva, exact când terminăm noi la 6, o să plouă, nu mai bine se răcurește și mâine o să o luăm de la început și o să fie mai perfect decât astăzi. Vă mulțumim, îi dau microfonul la Alexandra. Mulțumim mult pentru această introducere în prima zi a Festivalului Iubitorilor de Câini, ediția 1, și începem cu legea câinilor ghid. Invităm acum să intre în ring copiii de la Asociația Copiilor cu Handicap din România, filiala Neamț. Fiecare va fi însoțit de către un copil cu câine care aparține Asociației Rareș Marian. Ar trebui poate să menționăm un lucru ăsta. Acești copii provin din niște familii cu un nivel mai scurt de venituri, ca să spunem așa. Și toți câinii care o să-i vedeți sunt câini recuperați. Sunt câini care au fost puțin abandonat, să spunem, de către primii stăpâni și acum copiii i-au preluat și o să vedeți iubirea care există între căței și copii. Și apoi invităm pe copii alături de... Hai, Rareș! Să ne scuzați dacă sunt anumite imperfecțiuni. Au emoții și copiii și căței. A trebuit să-i încurajăm puțin. Hai, îmi doresc. Mai repede. O să vă prezentăm toți copiii și toți căței și apoi vom vorbi și despre această lege pe care noi vrem să o fie un punct în plus pentru tot ce înseamnă societatea românească. La dreapta. Șed. Oprește. Unii căței au trag puțin pentru că nu sunt obișnuiți să fie lângă un căruț. Cei care v-ați plimbat vreodată cu o bicicletă și cu un cățel lângă dumneavoastră, ați văzut tragul pe care îl are cățelul în momentul în care se apropie de o roată care se învârte. Vom așeza acum. Hai, să fim pe linii toți. Bine ați venit la festivalul nostru. Aș vrea să vă prezentați, și copiii, bineînțeles și cățelul. Eu sunt Mihaela Coci, ea este Elsa. Luca, cealaltă copii o să prezinte singur, că nu-i știu chiar pe toți. Hermes, Rareș, de la Asociația Rareș Marian. Și Florina, merge singur. Mădălin. Voiam doar să vă întreb, cât de mult ajută acest cățel un astfel de copii? Din punctul nostru de vedere, copiii ajută foarte mult. Dacă ar fi terapia cu delfini, terapia cu căței, e la nivelul terapiei cu delfini. Îi ajută foarte mult. Și
psihic și din toate punctele de vedere îi ajută. Mulțumim tare! Trecem mai departe. Cum te numești? Ramona. Ramona, vii astăzi însoțită de un cățel foarte frumos. Cum se numește și cum se numește și copilul pe care îl însoțești? Și Rareș. Mulțumim. Mai departe, copilașii mici aici. Ai un cățel micuț. Cum te numești? Mădălin. De la Asociația Rareș Mariana. Da. Mulțumim. Aici, un alt copil din asociație însoțește un domn. Bună ziua! Mă numesc Vasilică și sunt de la Asociația Cucii Rareș Marian. Și o însoțitoare, dar o doamnă aici, sunt sora lui Ionuț. Ce ne puteți spune despre, nu știu, conexiunea care s-a creat între cățel și frate? Lui a plăcut, adică s-a jucat cu el, a fost ok. Nu știu, nouă ne plac câinii, deci nu putem să... Mulțumesc, trecem mai departe. Bună ziua! Mă numesc Madalin. Participi aici la concursul ăsta, Festival de Căței. Cum îl cheamă pe cățel? Achim. Ei, ce vârstă are, știi cumva? 2 ani. Dar voastră ce ne puteți spune despre cățel și prietenia dintre ei? Place foarte mult. Așa luăm acasă. Mulțumesc, trecem mai departe. Bună ziua, dumneavoastră cum vă numi? Alina. Alina, veniți însoțită de? Alexandru. Credeți în această formă de terapie până la urmă? Da. Da. Vă mulțumesc. Mai departe, la doamna. Bună ziua, cum vă numiți? Da. Veniți însoțită de? Alexandru. Vă mulțumesc. Vă rog să vă prezentați și dumneavoastră. Bună ziua, mă numesc Buleia. Am venit cu băieții lui Oremus. Deci noi avem câini acasă, care... deci 3 bugăți. Este o prietenie, da, care s-a legat? Este apropiat și facem parte din asociația Zilele și am venit să participăm și aici. Vă mulțumim. Dumneavoastră doamnă, bună ziua. Bună ziua, mă numesc Elena Damian, sunt președinte la SCH Refiliana Nămț. Avem bucuria de a participa alături de Fundația Rareș Marian. Suntem o fundație, după cum se știe, veche, în care avem copii cu dizabilitate și aș fi bucuroasă dacă și la noi în Roman s-ar face această terapie cu căței pentru persoanele cu dizabilitate.